Bună, dragile mele, creatoare de frumos! Sunteți pe canalul Zina Croșetează Tricotează și astăzi vreau să fac o recapitulare a lucrărilor ce le-am lucrat în luna aprilie. Și vreau să vă prezint, deci, ce am lucrat în această lună. Voi începe cu acești trei ursuleți drăgălași de culoare roz, jucării zornăitoare pentru bebe. Am folosit la confecționarea lor fire din bumbac. În interior am folosit în interiorul acestor inelușe le-am umplut cu sintipon, iar la interior, ca să se zdornăie, am pus așa biluțe zdornăitoare. Iar la croșetarea lor am folosit așa fir de la Cheval Blanc cu am lucrat cu croșeta numărul 3. Metrajul este de 125 la 50 de grame. Ce să vă mai zic la acești ursuleți? Voi puteți folosi și alte fire de bumbac de la alte mărci, tot de 125 de metri, 150 de metri. E ca cam așa este el de mare. Acum să iau metru, să vă măsor, să vă zic cam câți centimetri are această jucărie. Vedeți bine, are 14 centimetri. 14 centimetri. Aceste trei jucării sunt pentru trei, este o comandă pentru trei surioare gemeni. Și când vom ieși din, cu Doamne ajută, din această pandemie, mămica va veni și va recupera jucăriile pentru cadouri pentru fetițele ei. Tot la același capitol de jucării zornăitoare, mai am așa ursuleț, tot inelușul este croșetat, interior este am umplut cu sintipon, piața are uitați o refundiță, este totul bine fixat, totul curat. Ușorii din argele bine fixate, nu se dezlipesc. În sucul tot de asemenea este bine fixat. Aici am folosit de asemenea fundiță de culoare roșie. Mai am așa zurnăitoare, iepuraș. Acești iepurași sunt fixați deja pe inelușe din lemn. Pe inelușe din lemn, netratat chimic, nu este periculos. Iepurașii, acest nu este periculos. Uitați-vă, este bine fixat tot aici, fundița. Înăuntru tot de asemenea am folosit aceste biluțe zârnăitoare.
Și mai am, așa, iepuraș. Am făcut un iepuraș pe roz. Un iepuraș cu urechiușa cu gri, așa. Așa, iepuraș pe gri, care este de asemenea făcut la comandă. Așa, iepuraș alb. Acești doi iepurași vor rămâne la mine până și își vor găsi, desigur, stăpânii. Și mai am încă o zornăitoare, girafa, care mi este probabil cea mai dragă din aceste zornăitoare, această culoare vie și frumoasă. Este de asemenea lucrată din această zonăitoare, este deja lucrată din alt coton de la Hobby. Iată, de așa marcă, de la Hobby, tot asemenea 100% bumbac. Metrajul de 170 de metri la 50 de grame și este lucrată cu croșeta, această girafă lucrată cu croșeta numărul 2 deja. Uitați-vă cât este de drăguță. Rechiuș. Foci, ochii, am, nu de mărgele, dar am lucrat cu fir negru. Din nu e mai fixat aici ochișori. Așa, tot la capitolul zurnăimitoare mai am și o vulpiță. Așa, vulpiță roșcată cu ochii cu suci cu margele. Bine, uitați-vă bine, sunt fixați bine. Aceasta are, vulpița are folar deja în colț. Folar sau, dacă vrei să ziceți, o bandană. Cum vrei să ziceți voi. E un folar. Tot la capitolul jucării mai am așa iepurine, balerine. Lucrate de asemenea din bumbac, 100%. Aceste iepurini au ochii deja de siguranță. Ochii deja care sunt, nu sunt margele, sunt ochii de siguranță. Cu siguranță. Așa, aici este decorată cu tot cu florici, cu floare croșetată. Așa. Este lucrată. Am lucrat-o de jos de la picioare, tot întreg. Este numai mâinile vin, brațele vin lucrate aparte și urechile aparte. Iar restul este corpul și capul este lucrat în tot întreg. Volanele de la rochiță sunt lucrate aparte, desigur. Și mai am așa iepurină, balerină cu lucrată tot din bumbac, tot am folosit aceeași schemă ca la această iepurină, lucrată în întreg. Aceasta deja are fustița detașabilă. Uitați-vă, detașabilă fustița. Se ia și se așează la loc. Aceste două iepurine sunt deja sunt deja
rezervate și așteaptă prietenele. Așa, pentru două surioare, rezervate la două surioare. Mamica a rezervat aceste purine. Așa, cu jucăriile am finisat, acum trecem la botoșei. Am așa botoșei iepurași, lucrați din fire de acril. Din fire de acril, cu ochișori din mărgele, fixați bine cu suți, năsucul. De asemenea, din fire pentru brodat. Sunt numai bun pentru copii de la 6, 9, de la 6 la 9, de la 6 la 9 luni, până la 1 an, depinde de copil. Acești iepurași. Așa, acești iepurași. Așa. La așa capitol mai am așa lucrări botoșei. Să-mi pun vulpița aici. Botoșei lucrați din fir de la Fildar. Din fire de la Fildar. Uitați-vă. Așa fir am folosit la acești botoșei. 50 grame, 192 mm. Poliamid de lână și acril. Am lucrat în două fire cu andreele 3 jumate. Așa, 3 jumate. Sunt tricotați deja, da. Acești botoșei sunt lucrați. Este o piesă întreagă ce se începe de aici, de la talpă. Și se înmulțește până se obține aici vârful. Apoi când am ajuns la năsucul, am început a scădea până ce am ajuns la, am scăzut ochiurile până ce am ajuns aici la marginea aceasta a botoșelului și am lucrat în sus. La încheiere am cusut aici, la spate și talpa. Dacă vreți vă arăt pe dosul botoșelului. E aproape tot curat, e totul curat, nimic nu deranjează. Este o lăniță destul de moale, specială pentru bebe, care nu deranjează. Ei se pot purta și așa, dacă doriți. Aici am făcut găurele pentru a pune un fir și putea strâns pe piciorul bebelului. Sau se poate și așa, ca ciorăpiel, lung, și puteți să-l întoarceți așa, să-i faceți așa. Așa. Mai am așa, de culoare albastră. Aceștia sunt pentru 3 luni, nu născut 3 luni. Și mai am pisor. Așa. Tot același model. Numai că aceștia sunt puțin mai mari.
6 luni. E bine de 6 luni. Și pentru bebe, acest capitol, mai am așa bluziță. Așa bluziță pentru bebe, lucrată de asemenea din fire de la Pildar, așa fire, special pentru bebe, este lucrată începută de la mânecă, lucrată de la mânecă, apoi s-a lucrat spatele, după ce am finisat spatele, am lucrat fața acestei bluzițe, apoi iarăși mânecă. Aici are două cordeluțe ce se dezleagă. Uitați-vă aici, două cordeluțe în afară, două cordeluțe. Așa. Și așa arată bluzița noastră pentru bebe. Mai avem pentru bebe, deja am finisat, acum trecem la fetițe mai măricele. Pentru fetițe mai măricele am așa rochiță. Așa rochiță, croșetată, desigur. Rochița este pentru fetiță de un anișor. Anișor, ea va fi bună până la un anișor jumate. La această rochiță am folosit așa fir de la ambr, fir vegetal 100%, conține viscoză, bambus și bumbac la 50 de grame, 150 de metri. Firul folosit este de croșeta folosită, mă scuzați, am folosit croșeta numărul 3. Am pentru mijlocul, pentru talii, am folosit așa ruban satinat alb. Cu așa ruban se poate, cu așa această centură se poate regla talia. Se poate strânge ori desface după talia fetiței. Aici dinainte am fixat 3 năsturei ca decor și un mac croșetat. Acest mac îl găsiți pe canalul meu. Am tutorial așa tip de maci. Așa cu rochița. Apoi la rochiță vine așa jachetică. Jachetica deja este tricotată. Tricotată, model reglan. De sus, lucrul începe de sus, ca decor același mac cu ruban satinat. La bordura acestei jachetele am folosit croșetă, desigur am croșetat bordura. Uitați-vă cât e drăguț. Și bentița pentru acest set. Așa, bentița. Pentru acest set roșu. Acest set roșu, rochiță și jachetică l-am denumit scufița roșie. Așa, și cea mai voluminosă lucrare a mea din această lună este păturica mea dantelată. Cred că nu va încăpea toată pe cadru, dar o să încerc să vă arăt. Așa, puțin modelul.
modelul acestei pătorici. Un pătrat din această păturică arată așa. Stați puțin ca să desfac. Pătratul arată așa, un pătrat. Este lucrat din... Stați puțin ca să ridic camera. Să vă pot arăta pătratul întreg. Nu știu dacă se vede bine. Așa, este lucrat din 4 pătrate ce sunt fixate între ele. Priviți aici. Aici unde am fixat. Mă. Așa, fixate între ele ce să-i se adune pătrat. La bordură am folosit așa model. Scuzați. Așa model la bordură păturicii. Păturica mea este croșetată din fire de la așa, fire de la Katia, special pentru copii, firul acrilic, 232 de metri. Este o mai bună pentru acoperi copiii în timp de vară când ieșim la plimbare. Și de ce nu, că este o lucrare destul de finuță și drăguță pentru scos de maternitate bebelușii. E foarte mult îmi plac aceste lucrări dantelate, drăguțe și finuțe. Acest păturic, am uitat să vă zic, aici mai trebuie să mai fixez în aceste găurele rubanul satinat. Da, deja, cred că am dat comandă și aștept comanda de ruban. Și vreau să finisez cu lucrare ce am început-o din luna martie și mi s-au finisat firele. Iată așa lucrarea. Am început-o din luna martie, o gentuță cu așa frunzulițe. Am început-o din luna martie, mi s-au terminat firele. Iată numai așa fire mai am, dar de lucrat mai am la dânsa. Mai este puțin de lucrat până voi finisa-o. Aștept când răbdare firele. Și cam atât, dragile mele, cam atât ce am avut să vă prezint în acest video aici. Cam atât am vrut să vă prezint. Cările mele. Acest video. Dacă vă place ceva ce am lucrat, poate vă inspirați și voi din ceea ce am făcut eu și lucrați și voi. Dacă aveți nevoie și v-au plăcut ceva din lucrările mele, îmi scrieți comentarii. Poate voi încerca să fac și tutoriale cu aceste jucării sau cu ce vreți voi din ceea ce v-am prezentat azi. Abonați-vă la canal.
distribuiți la prieteni. Dacă v-a plăcut, vă aștept cu mesaje și comentarii sau cu idei noi ce ați vrea să mai învățăm a lucra, a croșeta. Ceva pentru începători, dacă sunt începători pe canal. Putem lucra, putem croșeta împreună. Vă salut și pe data viitoare. Ciao, ciao!